La data de 8 mai 2015, în instituția medico-sanitară publică s-a prezentat șeful Departamentului Sănătății, domnul Mihai Moldovan, împreună cu domnul director Valeriu Gobjilă. Unii ni s-a anunțat că de pe data de 12 o să fim transferați la Policlinica Municipală de pe Bulevardul Negruții 3 și să scrim noi singuri ce considerăm că acestea sunt ilegale, deoarece ni s-a încălcat dreptul accesul la informație și ulterior se încearcă să ni se încalce dreptul la muncă, deoarece noi nu am fost la acea ședință din data de 8, noi nu ni s-a prezentat niciun act legislativ, normativ. Că am lucrat o viață între adică practic 28 de ani în centru Asociația Medico-Teritorială Centru și am lucrat bine și era liniștit și toți pacienții erau mulțumiți și totul era bine și deodată iată s-a început restructurarea asta care nu mă aranjează și după atâția ani de lucru înainte. Наша проблема в том, что ликвидируется отделение наше вместе с нашими штатами. Вот. И все это переводится в вновь созданное предприятие Центру стоматологии, где стат Мунчипил Кишинел. Вот. Со своим статутом, со своим регламентом, со своими правилами, все такое прочее. Мне хочется, чтобы не разрушалась наша, вернее, не мне только хочется, хочется всем нашим врачам, чтобы не разрушалась государственная стоматологическая служба, вот, чтобы можно было оказывать помощь населению. Mi-e trebuie cu dumneavoastră, de fapt. Mă scuzați, mi-e trebuie. Nu, nu, mi-e trebuie cu domnul Dobrovă. Așa, auzi, Ira, și te urmă, și te urmă, tu ai să vin acolo la ședință? Aha. Lena, dă-te o bucăie de la sală. Aha. Veniți, doamne, să spuneți. Vă dumneavoastră cine sunteți? Dumneavoastră cine sunteți? Veniți-vă, spun ce. Dar de ce aici nu puteți spune? Aha. Aici nu puteți să-mi spuneți? Acum așa spune. Dar dumneavoastră cine sunteți? Acum am o clipă. Aha, bun. Eu îmi cer scuze. Doamna Rămiș este șef adjunct. Dacă aveți vă întrebare, discutați cu dumneavoastră. Dar dumneavoastră, de ce m-ați atins? Că să înțelegeți. Ce să înțeleg? Că nu înțelegeți. Stați-mă un pic să vă întreb. Eu am venit cu o întrebare la dumneavoastră. Nu vă supărați, dar de ce trântiți ușa? Domnul Moldovan, eu am venit să vă întreb ceva. Doamne? De ce fugiți? Aveți ceva de ascuns? Care e problema? Întrebare, doamne. Eu vreau să vă întreb ceva. Veniți cu mine? Eu vreau să vă întreb. Bine, am să vă aștept. Dacă vreți să puțin respect. Luni e ziua de primire. Eu sunt administrator. Da? Vă rog, luni, primiți, are domnul Moldovan zi de primire de la ora 15 până la 17. Mulțumesc. Poftim, plăcere. Mulțumesc. Nici nu v-a spus că nu vă primește. Luni. Miniți, are zi de primire. Care e problema? L-am văzut pe domnul Moldovan pe coridor. Vreau să-l întreb ceva, îmi arăt de ceva urgent. Dar vă spun încă o dată, doamnă. Mică oră de primire. Domnul Moldovan, nu vă supărați, dar de ce fugiți de mine? Nici n-am reușit să vă întreb măcar. Nu puteți să-mi acordați 5 minute? Nu, că nu este primire. Veniți luni după masă. Bine, dar v-am întâlnit pe coridor. De ce fugiți de mine? Veniți luni sau joi dimineață. Dar până atunci, o întrebare, nu aș putea să vă pun. La revedere, nu pot.
De ce? Ziua de primire, doamne. Ziua de primire, n-aveți aici dreptul să... Ascultați, dar eu vă rog aici, cabinetul domnului director, nu aveți dreptul să intrați. Vă rog frumos. Și ziua de primire, domnul... Spuneți, vă rog, aici este o instituție publică? Da, instituție publică și domnul Moldovanu are zi de primire, v-a spus, oră de primire, luni, de la 15 la 7 și joi poftim de la 8. Dar de ce fiind coridor n-a vrut să vorbească? Cel puțin nu știi despre ce vreau să vorbesc. Eu vă spun încă o dată. Veniți, vă rog.